Salut, eu sunt Sherry și de data asta sunt un tip îmbrăcat serios la cămașă discutând despre ceva serios. Tocmai am terminat de editat o grămadă de episoade pentru Sherry Joacă și da, oameni buni, Sherry Joacă o să se întoarcă în curând. Puteți să vă abonați la canalul Sherry Joacă dacă n-ați făcut-o deja și pentru cei ce nu știu care e faza cu Sherry Joacă, eu acum un an postam chiar regulat acolo gaming. Nu am mai avut timp, nu am mai avut nici chef, dar o să mai filmez câteva episoade și o să încep să reîncarc și o să mă întorc și promit că o să postez regulat din iulie. Deci Sherry Joacă revine din iulie. O să vă mai anunț eu până atunci. Mi-am luat un microfon și un fundar. Acest videoclip este un videoclip în care eu vreau să vorbesc cu voi, serios. Ce m-a determinat pe mine să fac acest videoclip? Mă gândisem la chestia asta de mult timp, însă gen acum cred că două zile mi-a dispărut acea bifă de verified de la canal. Probabil o chestie nesemnificativă pentru absolut orice om, dar pentru YouTuber chestia aia e extrem de importantă și nu pentru că ar adăuga vreun avantaj în plus, pentru că nu face chestia asta, ci pentru că ai prestanța ta, ai demnitatea ta, asta înseamnă să fii... Gata. Cred că au trecut niște secole de când era mimul ăla popular. Și mi-a dispărut bifa asta de verified și bă, m-am simțit al dracu de demoralizat. Nu știu, pentru un anume motiv simțeam că munca mea pentru a ajunge la bifa aia, pentru că bifa aia se ține extrem de greu. După cum funcționează YouTube-ul acum, obții la 100.000 de abonați, iar ăla e un număr imens și foarte greu de atins. E extrem de multă muncă implicată pentru a ajunge la 100.000 de abonați în România și indiferent dacă faci gaming sau vlog, chiar dacă nu-mi place ce faci tu pe YouTube, bă, dacă ai 100.000 de abonați, eu te respect, pentru că știu ce înseamnă să ai abonații ăia, nu e ușor. Stați două secunde, momentan sună un număr. Alo? Eu sunt pe mut acum și aștept să văd ce spune. Probabil are numărul meu de undeva sau... Am închis, ok. Deci, nu sunați, că nu o să răspund și n-are sens și se numește că încărcați spațiul privat al unui om. De ce ați sunat o persoană pe care nu o cunoașteți? Dacă vreți să luați legătura cu mine, sunt alte metode prin care puteți să o faceți. Deci, ce scop are acest video, Sherry? Probabil vă întrebați voi. Bă, acest video are scopul ca eu să vă spun vouă că îți dezamăgit pentru faptul că simt că nu mi-am cunoscut îndeajuns de bine comunitatea și comunitatea mea e oglinda conținutului meu. Comunitatea mea o construiesc eu și este conținutul meu. Că dacă conținutul meu ar fi diferit, probabil ar atrage alt gen de oameni. Iar eu în conținutul meu încerc să fiu pe cât putin să eu însumi. Deci e o chestie foarte importantă să știu cum sunteți voi și ce sunteți voi ca oameni și ca principii. Și da, poate canalul ăsta e un canal de entertainment și amuzament, dar dacă trecem puțin de pragul ăsta, aș vrea să vă cunosc în esență, bă, nu doar atunci când râdem, știi? Adică da, poate știu ce vreți în materie de umor de la mulți dintre voi. Vă plac tipurile de profesori, vă place dacă Gugara ar fi om. Și eu sunt sigur că voi sunteți foarte diferiți, că sunteți și adulți și adolescenți și copii de grădiniță, în puii mei. Și sunt mai încântat ca niciodată că cam toate categoriile astea de vârstă se regăsesc într-un anumit procent la mine pe canal și că toate consumă umorul meu și asta e mișto. Însă la prima chestie serioasă, la prima opinie pe care eu mi-o exprim, nu știu, mi se pare că întâmpin așa o reticență extrem de dubioasă. Am menționat într-un video de-al meu chestii pe care nu le suport la Paște sau ceva, că eu sunt ateu. Ateu însemnând că eu nu cred într-o divinitate și că nu am nicio religie practic. Deși am fost botezat ortodox, eu nu cred. Părinții mei sunt creștini ortodoxi și respect asta. De fapt, eu respect orice religie de pe pământul ăsta. Și chestia asta ține de propria mea libertate de conștiință. La fel cum și tu ai libertatea ta de conștiință. Conștiință să fii, nu știu, poate creștin sau cum altcineva are libertatea de conștiință de a fi musulman sau budist sau orice. Dar datorită chestii ăsteia și bine, poate și datorită faptului că aveam un tricou cu Shatra Benz, 3000 de dislike-uri sau ceva la video. Au venit comentarii atât de la copii cât și de la adulți cu chestii de genul: satanistule, meriți să mori de azi, meriți să arzi în flăcări. Și mi-am dat seama că dincolo de partea asta umoristică, voi nu mă cunoașteți îndeajuns de bine pe mine și eu nu vă cunosc îndeajuns de bine pe voi și probabil nu o să vă cunosc niciodată în întregime. Eu nu vreau ca asta să fie doar un canal de divertisment și voi să nu vă luați de pe canalul ăsta decât un divertisment ieftin și nimic mai mult, să nu învățați nimic, să nu deveniți cu nimic mai inteligent sau mai bogați în... Eu știu ce. Și am promis de multe ori că o să încep să fac și videouri serioase și că o să încep să discut teme. Și știți de ce? Pentru că simt că unii dintre voi vedeți canalul ăsta ca pe o mașinărie de produs divertisment și umor și videoclipuri și sketch-uri și vloguri, și nu ca pe Sherry, care Andrei Șeraru e un tip de clasa 8-a, are griji, temeri, probleme, reușite și fail-uri. E un om ca oricare alt om, are o pasiune, iubește să filmeze, iubește să facă vlog și e un om ca voi, mă. Mulți dintre voi probabil nu cunoașteți și n-ați fost vreodată interesați să cunoașteți omul din spatele divertismentului.
Și cumva chestia asta pe mine mă demoralizează. Pentru că uneori poate să fie foarte dubios să am o comunitate de 350.000 de oameni, un număr imens, dar să-mi dau seama că în afara spectrului ăstuia al umorului nu avem multe chestii în comun și nu avem subiecte de discuție. Și spun chestiile astea tocmai pentru că îmi iubesc comunitatea și de multe ori mi-ați demonstrat ce oameni faini sunteți prin comentarii care pur și simplu mi-au făcut ziua mai bună și indiferent ce s-ar fi întâmplat în ziua aia, din punctul ăla înainte nu mai putea să mă afecteze pentru că am citit comentariul ăla și pur și simplu mi-am dat seama că ce fac eu chiar a făcut să zâmbească pe cineva undeva. Vreți să știți de ce mă face pe mine YouTube-ul fericit și de ce n-aș renunța niciodată la chestia asta? Păi din mai multe motive. Primul motiv e pasiunea mea pentru a filma și edita și produce conținut video și vloguri și sketch-uri în general. E pasiunea aia pe care o am de mic. Eu la 11 ani învățam să fac efecte speciale în After Effects. Pentru că asta mă pasiona atunci și poate alți copii se duceau afară și se jucau, eu stăteam în casă și învățam să fac efecte în After Effects. Pentru că îmi doream din tot sufletul să învăț să fac chestia aia și ghiște, atunci nici măcar nu știam ce era vlog. Eu doar îmi doream să produc conținut video, nici măcar nu mă gândeam la YouTube. Și al doilea motiv sunteți voi, comunitatea, feedback-ul, like-urile, comentariile, faptul că vă întâlnesc la fan meeting-uri, faptul că îmi cereți poze și autografe pe stradă, chestia asta mă face deosebit de fericit. Faptul că eu știu că pot să fac niște oameni să râdă și să aprecieze ceea ce fac eu și să vadă în mine un tip mișto și un model, vă face pe voi să fiți pentru mine într-un anume fel ca a doua mea familie și îmi pasă de a doua mea familie. Îmi pasă de hobby-urile voastre și îmi pasă de pasiunile voastre și îmi pasă de viitorul vostru în țara asta și cumva vreau să fac totul să fie bine și pentru mine și pentru voi. Și vă iubesc pe voi, îmi iubesc comunitatea pentru că chiar dacă eu aș fi știut să editez și aș fi avut aceeași pasiune pentru producere de conținut video, fără voi niciun caz nu aș fi ajuns aici și viața mea ar fi fost cu totul diferită. Viața mea s-a schimbat în bine enorm de mult și mi-am găsit un scop, mi-am găsit o pasiune, mi-am găsit ceva pe care să pot să mă axez și ceva ce mă face nemaipomenit de fericit și iubesc chestia asta. Și al treilea motiv sunt... Și sunt banii din YouTube, nu așa, ce faci banul nebunule? Tu faci tu pentru bani. Ok, sunt retardat, da. Al treilea motiv, fiind complet sincer cu voi, sunt banii. Dar stați să vă explic, stați să vă explic în Nu pot să cred așa ceva, dizai! Ok, lăsați-mă să vă explic două secunde ce vreau să spun cu chestia asta. De ce banii din YouTube îmi aduc mie fericire? Bă, puteți să spuneți, bă, tu nici măcar n-ai nevoie de banii ăștia, tu ai niște părinți care te întrețin, nu? Îți dau să mănânci, ai un acoperiș deasupra capului, nu trebuie să plătești chirie, nu trebuie să plătești facturi. De ce ai avea nevoie de bani? Nu e vorba de nevoie de bani aici, eu nu am neapărat nevoie de bani, am într-adevăr 15 ani. Alți vloggerii care râs majori, într-adevăr au nevoie de bani și oamenii aia se întrețin din YouTube cel mai probabil. Eu nu. Însă banii ăștia făcuți din ceva ceea ce eu oricum iubesc să fac sunt nemaipomenit de util. Pentru că eu nu suport să trăiesc ca un parazit în spatele alor mei. Ai mei au venituri destul de modeste și poate nu-și permit toate căcaturile pe care eu aș vrea să mi le iau. Așa că eu muncesc și mi le cumpăr cu banii mei. Voi poate acum vă gândiți că eu am un tank de bani din YouTube și am mașini și case și valoare și statuie în fața porții și mi-au avion ca mafioții. Însă nu e așa și ca să vă mai zic o chestie, e mult, mult mai tare să vă luați lucruri din banii voștri. De exemplu, n-aș prețui la fel de mult telefonul ăsta dacă n-ar fi din banii din YouTube. Eu cumpărându-mi chestii cu banii mei și pe munca mea și pe spatele meu și știind cât am muncit pentru ele, am învățat să prețuiesc chestii și cred că asta ar trebui să învețe, frate, un copil de mic, să prețuiască chestii. Ca să nu mai vorbesc de faptul că o mare parte din banii ăștia despre care tot discut îți luați pentru a face YouTube mai bine. De exemplu, microfonul ăsta a fost 10 milioane și niciodată nu i-aș fi cerut al mei și nici n-aș fi avut cum să le cer pentru că nu ar fi dat niciodată așa ceva 10 milioane pe chestia asta. Însă vedeți, am muncit și mi-am permis roadul ăsta cu banii mei și acum avem chestii mișto pe Sherry Joacă. Sau eu am, voi o să aveți mai încolo. Ok, deci aparent camera mă urăște, nu mai are baterie și totul se duce dracu. Deci ca să nu moară în timpul filmării, o să formulez niște idei de final foarte rapide și o să vă las. În primul rând îmi pare rău că postările în perioada asta sunt întârziate și poate nu-s la fel de caritative. Însă am un examen de dat, am examen de capacitate pe 27 iunie și 29 iunie și mă pregătesc extrem de mult și am foarte mult de muncă pentru chestia asta. 2. Cum ziceam, mi-aș dori ca voi să nu priviți canalul ăsta ca o mașinărie de produs divertisment și content și grume și chestii, ci ca pe mine și eu sunt tot om și nu sunt diferit față de voi. 3. Mi-aș dori ca, indiferent ce vârstă ai avea, fie că ai 7 ani sau 18 ani, să gândești mai mult înainte de a instiga la ură sau a scrie chestii nașpa prin comentarii. Eu să fac un vlog mai pe larg despre subiectul acesta, despre religie, despre ateism, despre biserică. Nu e ok să diferențiezi oamenii, bă, bazat pe ce religie au. Discriminarea religioasă nu a dus în istorie decât la ură și războaie și nu bănuiesc că nu vrei chestia asta. Well, eu nu mai am baterie, așa că să zic foarte, foarte rapid formula de final. Dar doar ce vă vorbesc de aproape fumat, așa să dați un bubuton de like, să dați un share pe Facebook, chiar mă ajută foarte, foarte mult dacă sunteți de acord cu mine în special. Eu m-am dus...
Vă mulțumesc și sper că ați înțeles ce vreau să zic cu chestia asta. Nu e un video care cere atenție sau ceva. Pa!